Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un video cu perechile pentru matca de 2018 din rasa Rostov pe culoarea roșu. Pentru 2018 am oprit două perechi care au rămas în voliera Columbofil Junior în urma unei selecții foarte puternice. Am renunțat la încă 6 perechi. Am avut în total de 8 perechi de Rostov roșu. Am oprit aceste 2 perechi. După acest video, în câteva zile o să postez un alt video cum îi pregătim pentru împerechiere. O să trebuiască tunsă încălțătura la toți. La femele o să tundem și coada. Dar așa cum v-am spus, o să revenim cu video când o să facem și această operație. Vreau să vă prezint cât mai aproape aceste 2 perechi, din care sper să obținem puișori cel puțin la fel de valoroși ca și matca. Sunt sigur de asta. O să revenim cu video și când apar primii puișori. Așa cum vă spuneam, la jumătatea lunii februarie începem să punem perechile, porumbeii la împerechiere. Sper ca vremea să fie bună, să putem să obținem și puișorii la sfârșitul lunii martie sau poate chiar mai devreme. Acestea sunt perechile mele pentru matcă. Din rasa Rostov avem culori pe albu, roșu, negru și argintiu. Dar să ne oprim asupra acestor 2 perechi, care eu spun că sunt perechi foarte frumoase. Cei care cunosc își pot da seama. Avem aici 2 masculi foarte frumoși și 2 femele. Sper să vă placă acest video. Abonați-vă la canalul meu, cei care nu sunteți, și împreună o să vedem toată evoluția acestor 2 perechi de Rostov roșu. Sper să vă placă acest video. Până data viitoare, când revenim cu video celălalt în care tundem încălțătura, iar la femele le tundem cozile, eu vă salut și vă urez toate cele bune!